Noi depus această contestare din partea blocului electoral Renat Lusată, deoarece nu suntem de acord cu argumentele Comisiei Electorale Centrale că nu este posibil de a fi, ca să fie deschise peste 190 de secții de vot peste hotare, că este lipsa de finanțe, deși ei nu au o explicație clară, că nu poate, că nu mi-ajung 10 milioane de lei, 5 sau 20. Plus, noi am găsit, colegii avocații vor prezenta acuși în ședință, scrisorile oficiale de către Ministerul de Externe, din partea prim-ministrului interimar Ciucoi, că noi avem bani, avem posibilitatea să acoperim toate cheltuielile necesare. În plus, eu dețin informația că a fost o decizie politică organizată personal de Igor Dodon, fix așa cum a fost organizat și ieri în ziua de duminică, să primim noi de pe un e-mail alexandrina@mail.ro invitația la azi la ședință la orele 11, că noi toată comunicarea cu Curtea de Apel Chișinău am avut-o de pe... uitați-vă de ce adresă nu uite. alexandrina@mail.ro. Deci a nimerit în spam anunțul lor că astăzi la 11 va avea ședința, plus Moruianu, care, dacă nu greșesc pe data de 10, trebuie să plece la pensie, adică el e gata, nu să iei orice decizii. Mai este o vedetă din slujile lui Plahotniuc Anatol Minciună, tot în acest complet, care personal a votat ca să fim excluși din alegeri în 2014. Mai este o doamnă, am uitat familia, care a anulat rezultatul alegerilor din Chișinău, țineți minte cazul Năstasă. Deci a fost ales complet, așa sănătos. Și l-au ales, după cum am înțeles, ieri dimineață la orele 7.30. Vă dați seama? La orele 7.30 dimineață, în zi de duminică, așa de mari patrioți ăștia de la Curtea de Apel Chișinău, l-au ales pe unul care pleacă. Până la sfârșitul săptămânii, unul care a votat excluderea noastră și a treilea judecător care a votat pentru anularea alegerilor din 2018 în astăzi. Noi vom cere recuzarea la toți gospodarii ăștia, în ghilimele gospodari. Acum avocații, colegii au pregătit toate actele necesare ca să prezentăm că este o posibilitate de a finanța numărul de secții de vot necesare, numai cu acest complet noi nu putem discuta, că dacă țineți minte sau căutați în arhive ședința din 2014, unul ședea dormea, altul era deja cu decizia tipărită sub masă, că ne-au eliminat pe noi din alegeri. Și noi trebuie să alegem un alt, să cerem să fie alt complet de judecători. Despre ce posibilități de finanțare vorbiți? Ca alternativă eu am propus altceva. Deci prima, noi avem scrisoarea oficială semnată acum câteva zile de prim-ministru interimar Ciucoi către CEC, că ei pot găsi suma necesară pentru a deschide o secție de vot. O secție de vot peste hotare ar costa astăzi 80-81 de mii de lei. Și astăzi eu am ieșit cu altă propunere, am făcut apel doar la 4 formațiuni politice, nu pot să mă adresez la șorori, la socialiști, care și-au organizat tot ce s-a întâmplat la CEC. Am făcut un apel doar către platforma DA, Partidul PAS și Partidul Democrat, deoarece toate aceste partide, care le-am numit, primesc din partea statului, adică din buget, 1 milion împreună cu noi și partidul nostru inclusiv, 1.600.000 de lei pe lună, dacă înmulțim la 3 luni, ar fi suma de 5 milioane de lei, împărțim la cât ar costa o secție de vot, 81.000 de lei, și primește că pot fi deschise 60 de secții de vot, dacă 4 participanți în acest scrutin electoral vor refuza de subvențiile care le primim tot din partea statului. Dacă ei spun că în buget nu sunt bani necesari, destui pentru a organiza aceste 60 de secții. Haideți, noi cei care spunem că avem grijă de diaspora, că vrem să ținem cetățenii, să ne refuzăm, că doar nu merge vorba să ne refuzăm de suma pentru un an sau toți 4 ani. Merge vorba de 3 luni de zile și este o sumă foarte mică pentru toate aceste 4 formațiuni politice, pentru a permite cetățenilor să aibă 60 de secții de vot în plus.
Eu mișit cu această propunere, cu acest apel, acum 30-40 de minute, în timp de conferință de presă. Plus am făcut, acum să vedem cum vor decurge aici procesele, că la orele 12 ați văzut că este un protest în fața Comisiei Electorale Centrale. Am vorbit cu cineva din participanții la protest din fața CECU și le-am spus că dacă vedem că se va merge pe varianta din 2014 și se va insista, nu amânăm pentru mâine, vrem acum în următoarele două ori, înseamnă că toți cetățenii care vor fi în fața CECU-ului, toate partidele politice care într-adevăr luptă pentru democrație, trebuie să fim prezenți aici ca dacă o să trebuiască și să-i penim pe unii judecători, că știți cum astăzi am văzut ce înseamnă principii și valori în 2014. Și ei dacă vor încerca astăzi să șteargă picioarele de dreptul de cetățeni de a vota, înseamnă că dacă o să trebuiască am ușa să le scoatem papucii. Deja sigur eu pot să vă spun că noi nu vom mai merge pe varianta lor, deoarece varianta lor este varianta lui Dodon. Și să vedem ce se va întâmpla până următoare ori, în următoarele ori, totul o să fie clar. Și dacă... Da. Ați spus că aveți informații că Igor Dodon a fi organizat să fie luată această decizie. De unde aveți aceste informații, dacă ne puteți oferi mai multe? De mai multe ori am ieșit cu unele informații ce ține de activitatea ex-președintelui când era Dodon președinte, care s-au confirmat. Și vă dați seama, eu nu pot să vă dau numele persoanelor din anturajul lui Dodon, dar alarma a fost astăzi la orele 1 din noapte. Zici că vezi că o să fie Muruianu, vezi că o să fie ăla care te-a scos. Nici nu mi s-a dat numele. Pe urmă eu am verificat și s-a confirmat că merge vorba despre Anatol Minciună, judecătorul care ne-a eliminat pe noi din alegeri în 2014. Și astăzi când a fost informația, deci o secundă, informația, uitați-vă, a fost actualizată astăzi la orele 7:47 dimineața, deci îl avem tot pe Muruianu și când am venit, doar nu este scris, dacă vedeți, nimic despre Minciună sau alții, dar deja, cum vedeți, băieții dau bătaie, adică încă o confirmare că sursa a avut dreptate 100%. Aha, deci surse din anturajul lui Igor Dodon. Da, sigur că da. Slavă Domnului, știți cum... Doamna Berdila, da? Nu, doamna Berdila era judecătoria centru, dar eu vorbesc de judecătoria, doamna, de la Curtea de Apel. Berdila era în prima instanță, dacă nu greșesc atunci.